Potrivit deciziei judecătorilor, tribunalului Argeș-Sandu Anghel a fost condamnat la 2 ani de închisoare pentru trafic de influență și dare de mită, pedepsele fiind contopite. La aceasta s-a adăugat un spor de 8 luni, astfel că Bercea Mondial ar urma să execute o pedeapsă de 2 ani și 8 luni de închisoare. La rândul său, Izaura Anghel a fost condamnată la 1 an și 4 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere. În tot acest timp, ea va trebui să se prezinte periodic la serviciul de probațiune OLT și să frecventeze unul sau mai multe programe de integrare socială. De asemenea, fiica lui Bercea a fost condamnată și la prestarea de muncă în folosul comunității, pe o perioadă de 60 de zile, la primăria orașului Drăgănești-Olt sau în cadrul liceului Tudor Vladimirescu din localitate. Decizia nu este însă definitivă, ea putând fi atacată.